Căci că în toată capitala asta, care are 1,5 milioane de mașini, în capitală există doar 32.000 de locuri de parcare. Da, îmi dau seama, le văd, le simt. Tu îți dai seama cum se întâmplă chestia asta? 32.000 de locuri, cum e bătaia asta să vezi oamenii cum alergă după locul de parcare? Păi asta se întâmplă, oamenii chiar alergă după un loc de parcare. Eu fac asta în fiecare dimineață și o rugăciune înainte. Doamne, dă Doamne să găsesc un loc liber. Aproape. Asta e, mă rog, conform datelor direcției regim permise de conducere și matriculare ale vehiculelor, în București sunt peste 1,5 milioane de mașini înmatriculate, dar în total se ajunge la aproape 2 milioane de mașini zilnic, pentru că mai sunt cei care vin din alte județe, cei care lucrează în București și locuiesc în afara Bucureștiului. Și uite așa, cum a fost cu parcarea, domnule Băunescu? Foarte ușor. Ați venit pe jos. M-a dus un prieten. Ce bine să ai prieteni. Da. Și da, e o zi foarte importantă pentru mine, că seara, noaptea am primit, e un film la care lucrez de mulți ani, de 10 ani. Lucrez în sensul că am terminat scenariul acum 10 ani. E vorba despre Profund Conspirații, despre fantome. Că tot a trecut Halloween-ul. Da, dar nu, dar 74-78, spionajul internațional. Aha. Și perioada când România... un film, o să discutăm după publicitate, dar avem... este un film pe care l-am scris cu Ken Jeong. Ken Jeong este co-scenaristul și co-regizor cu Martin Scorsese în foarte multe filme. El este președintele Lincoln Center, New York Film Society, și a fost o mare onoare că a acceptat să scrie scenariul ăsta împreună. Este vorba de racolarea unei fete din România pentru a ajunge în divizia fantome, să spunem așa, cum se numea atunci, direcția Profund Conspirați. În anii, pleacă în 74. Și practic parcurge toate etapele, să spunem, de la racolare până când trebuie să fie motivat și așa mai departe. Și arătăm... Ați început filmările deja? Nu. Filmul este o coproducție cu foarte multe studiouri din Europa și din lume. E un film cu un buget de 27 de milioane. El a fost... să spunem, am terminat de scris acum vreo 10 ani și a luat o grămadă de premii ca scenariu, doar fără să fie film. Am avut șansa deosebită ca foarte mulți actori să-l fi citit, să fi zis că sunt liber și își fac timp pentru deja s-a făcut castingul pentru... Acum începem din nou să facem castingul, pentru că a fost perioada cu pandemia, a fost perioada asta mai incertă. Și am reușit să facem, practic, de-abia acum au confirmat cei de la Paramount, și, mă rog, că se intre de alte studiouri și în Europa și din, ca și se face 10% țara respectivă, 5% în funcție de toată treaba asta. Și am reușit să facem mai mult decât era, să zicem așa, necesar, fără să mergem în mod clasic. Practic toată pandemia și tot ce s-a întâmplat în perioada asta a dat peste cap industria cinematografiei. Asta, da. Se funcționa într-un anumit fel. Mergeai la Cannes, de exemplu, la Piața de Film. Vă spun asta că am făcut-o mulți ani de zile și perioada, să zicem așa, a istoriei mele în industria cinematografică. Mergeam la Cannes, am avut șansa să câștigăm de mai multe ori. La Veneția am scris, am regizat, am făcut facultate de film, am făcut o serie întreagă de alte chestiuni. Și practic, întâi te duceai cu filmul acolo, îl previndeai, te duceai și în funcție, atașai la film, în funcție de cine regiza, în funcție de cine scria un film, în funcție de ce actori aveai, vorbesc de filme cu buget mare, vorbesc de filme pentru... El nu e cu un buget foarte mare, pentru că este un film care... 27 de milioane nu e mic? E un buget mic pentru Hollywood. Pentru Hollywood, da. Pentru Hollywood ce până în 20 pentru este Europa minim. E mare. Pentru Europa foarte mare. Este mare, da, dar nu pentru film de, să zicem, mainstream, cum spunei. Având în vedere că l-avem pe John Goodman, pe Robert De Niro, într-un rol secundar, sigur, a acceptat să joace. Asta și datorită faptului că Milt Burden, șeful CIA-ului din Europa de Est,
Rusia și așa mai departe în 89, șeful stației din Germania, cel cu Revoluția și așa mai departe, a acceptat să fie unul din consultanți. El a fost și consultant la The Good Shepherd, cel cu Robert De Niro, cu Angelina Jolie, da, dacă vă duceți aminte, și la un film tot cu, practic trata un subiect asemănător cu Tom Hanks și la Ronin și la o serie întreagă, el fiind prieten foarte bun cu cei de acolo. Și un interviu, un articol pe care e în adevărul un interviu când a venit și am semnat treaba asta, în care spunea că pe lângă că n-a lucrat la foarte multe filme, dar ca și consultant principal, dar că e onoare, după ceea ce scenariu, e onoare să lucreze cu mine, ceea ce e onoare pentru mine să spun așa ceva. Pe de altă parte, am lucrat și în România cu oameni de cel mai înalt nivel la spionajul românesc din momentul respectiv și după, practic, ca să fie cât mai real și să meargă. Deci încerc să îmbin ceea ce am făcut până acum, să spunem, minimalismul realist, așa cum îl numesc ăștia în străinătate, da? Ca și curent cultural, ceea ce e foarte important, că România apare ca și un, pe partea asta, cu, să spunem așa, ceea ce prinde la public sau ce cred, sper eu, că prinde la public, și văd că din reacțiile celor care l-au citit și așa mai departe, și vestea foarte bună a venit azi noapte, toți au vrut să-l facă, mai multe case de... Eu am mers puțin în funcție de prieteniile pe care le aveam cu șefii studiourilor. Ei toți se mută dintr-o parte în alta, se mai mută alea de acolo acolo și am mers practic după ei, că e mult mai simplu decât să ai pe unii pe care nu-i cunoști, sigur le place, dar încep tot felul de discuții, bă, dar nu face aia. Când te cunoști și te... cel de la Paramount a fost șeful lui Fox, Tony Century Fox. Fox sunt parteneri cu noi, News Corp. Eu am făcut televiziunea, pe unul de la cu News Corp, da, care au Fox, au Tony Century Fox, acum au vândut la Disney, partea de cinematografie. Dar sigur, în toată povestea asta sunt oameni care sunt de acolo, acolo, de 20 de ani, toți se învârt dintr-o parte în alta, ne întâlnim la mare sau la undeva pe... la Cannes, la festival, la Veneția, la Berlin, fiind și șansa că pandemia nu, spunem așa, nu-și mai face efectele, nu-și mai produce efectele. Și începem în România partea de casting, pentru că nu m-am terminat castingul. Avem actori americani, pentru că activitatea se petrece odată în România, practic, perioada de racolare și așa mai departe. Cornelia este personajul principal, iar Codreanu este cel care o racolează. Exact, am încercat să fim exact la carte. Avizați vreun actor? Ne puteți da... John Goodman pentru Codreanu. Așa. Natalie Portman vrea să joace Cornelia, dar îmi trebuie un actor care, o actriță care să nu aibă, să nu fie cunoscută, să fie româncă. Pentru că e cunoscută, aici, nu mai poate aici să fie... v-ați gândit? Aici facem casting de mult timp. E frumos, e foarte plăcut să vezi că este un interes foarte mare și că Natalie Portman tot îmi spune că poate să joace, joacă. Părinții Natalie Portman sunt din România, ea e născută, da? La, da, ea e născută în Ierusalim, dar părinții români evrei, da, din România, născuți, adică români plecați români, în Ierusalim, da. Și s-a născut acolo și mi-a chiar dat niște replici în limba română, cum să spun, adică ne-am explicat, nu poți să pui un actor cunoscut în rol de fantomă, care e necunoscut, deci că el trebuie să ajungă pe lângă cercurile politice înalte din America, din anii respectivi. Asta ce făceau, nu se apropiau de diferitele joburi. Ceea ce e foarte interesant este că din momentul în care erau racolați în anii 70, să spunem, România având o divizie foarte puternică și recunoscută de toată lumea și de asta și cei din străinătate au vrut să participe și așa, dura cam 3-4 ani până când intrau în activitate. Deci în 3-4 de ani trebuie să fie legendați, adică că să aibă o legendă, o poveste a lor care să fie credibilă pentru contraspionajul din țara respectivă sau din țările respective până ajungeau acolo, trebuiau să fugă din România. Treceau Dunărea sau așa mai departe, erau în lagările, să spunem, lagările refugiaților din lagărul din să spunem din țările socialiste. Treaba să zâmbă la Trieste. Avem de a face foarte mult și cu Europa Liberă, care și acolo e o discuție foarte mare, atât în Germania, în München, cât și la Lisabona, în Portugalia, unde se afla o antenă foarte importantă a Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă a fost foarte mult timp finanțată în mod direct de către CIA, ulterior a fost finanțată de către Congresul American, dar practic de comisia CIA din Congresul American.
Da, Europa Liberă. Da, și nu e public, nu e nimic ce vă spun acum, ce nu avem lucru, nu atac, deși faptele sunt reale sau aproape reale, nu pronunțăm nume sau... Dar scenariul este după un caz real sau e ficțiune? După multe, mai multe caze reale. După caz... Da, da, dar este, nu este ficțiune. Păi, asta, iar trebuie să spun că e ficțiune, dar nu este ficțiune. Bine, adaptat pentru adaptat, cinematografie. Da, da. Numele sunt schimbate, eu știu, dar eu zic că nimeni nu poate să știe dacă e sau nu, pentru că în mod normal doar o persoană sau două cunoșteau numele de cod al persoanei respective, care, vă dați seama, în 3 ani de zile, 4 ani de zile, pot să vă spun doar începutul așa, deci se întâmplă, deci 78, generalul Pacepa, care între timp, chiar la o săptămână după ce am anunțat filmul că urmează să-l facem înainte de pandemie, a decedat, a fost atunci. Imediat după ce am plecat, depinde, unii spun că a dat o lovitură sistemului, unii spun că a dezertat și în funcție de așa. Practic toți cei care lucrau sau aveau legături strânse sau erau colaboratori de Direcție de Informații Externe sau a Centralei de Informații Externe, CIE, cum se spunea, sau DIE, care are sediu pe Batiștei, unde acum este în alta curte de casă de justiție, da? O trebuie să întoarcă în țara. Eu eram la Milano, eram copil, aveam 4 ani, în 78, și mi-aduc aminte, tata a fost singurul care a rămas în agenția comercială, pentru că nu mai a făcut școala de spionaj, dar a fost dat afară, pentru că n-a vrut să facă, să toarne pe unii pe alții, și e dosarul public, e, nu e, l-am pus și pe Instagram și pe Facebook. Și l-a fost dat afară prin 63 și nu știu ce. Și a fost singurul care a rămas, neavând legături, că frica care era? Când pleacă un personaj atât de mare, că a fost una din cele mai mari capturi ale spionajului occidental, să n-aibă liste cu el. Și atunci toți oamenii ăștia și țările ce fac în cazul ăsta? Ce ar trebui să facem și noi astăzi? Că suntem cu războiul și cu toate povestea. Deschid granițele 3 zile și spun toți cei care vă știți cu musca pe căciulă, sunteți liberi să plecați. Și în felul ăsta scap de ei și ești atent la cei care vin înapoi. Alții, mă rog, care vin să-i suplinească sau să-i înloc ca țară, nu? E, din păcate încă n-am făcut, eu am subsat de mai mult timp în televiziune. Dar ca să repet, începe povestea cum fata asta este preluată de la aeroport și adusă într-o cameră unde sunt unul care era plecat de fantomă de 30 de ani în Germania, cu familie, copii și așa mai departe, nimeni nu știa că e român. A plecat pur și simplu, vă dați seama, o familie care rămâne și află că ăla era român. Cum, și, un exemplu care nu este în film, dar șeful SAB-ului, avioane, da? directorul sau directorul general, un personaj foarte mare, avea 90 de ani, urma să moare, mai era așa, și la ultima dorință a fost să fie mormântat în țara lui. Și toți au zis, cum, chema Ingeman, nu știu cum, da? Cum țara ta? Pe care țara ta? România. Da? Nu știe absolut nimeni. Deci familii cu familii, copii, nepoți, toți cele mai departe. Inge, mare personalitate, Sab, avioane, chestii în Suedia. Era unul dintre cei care în spionajul românesc, nu știu ce s-a întâmplat după aia, după 78, dar ca idee. Deci România nu e aia pe care vor să ne o picteze unii sau alții. România este o țară puternică și de care trebuie să fim mândri. Și cu siguranță, dacă a fost și a existat, va reveni. O țară care se exprimă cultural, că vorbim de film, da? Sau în orice altă formă, la nivel mondial, este o țară puternică. Nu multe țări în lume sunt capabile să aibă atât de mult, pe lângă celelalte, celelalte personalități în alte domenii, invenții și așa mai departe, cei care se exprimă din punct de vedere cultural, o țară care e atât de largă și pe pictură și, și în permanență ai toată chestiunea asta, sunt puține țări. Sunt vreo 9, 10. Practic, să înțeleg că vom avea parte în viitorul apropiat de un film în care România, prin dumneavoastră, direct implicată cu Hollywood-ul. Da, deci practic se spune că la 50 de ani, așa se spune, la 50 de ani regizorii sunt cei care la 50 de ani este momentul în care filmul face și bani, câștigă și premii
să zicem, alea comerciale, să spunem. Uh-huh. Comerciale, acum nu mă refer la că nu, eu nu fac filmul pentru premii sau pentru, eu fac filmul cum îl văd eu și ce vreau eu să spun, povestea mea, da? Dacă filmul place, dar deocamdată văd că place foarte mult la foarte mulți oameni care sunt... E un subiect interesant, adică la prima strigare, așa din ce ne-ați explicat, pare un subiect interesant și dacă este și bazat pe fapte reale. Păi e bazat pe fapte vedem, reale. Nu noi neapărat, toate generațiile tinere. Vorbim de Europa Liberă, vorbim de Europa Liberă. Și o să vedeți că Europa Liberă, eu vă spuneam că exista o antenă foarte importantă a Europa Liberă, Europei Libere, în Lisabona, în Portugalia. Și acolo a avut loc, există și un film pe Netflix, acolo a avut loc foarte multe crime făcute de către cei din Rusia, din Uniunea Sovietică, sigur că era cortina de fier, da, era și practic au murit foarte mulți americani, au murit foarte mulți oameni care veneau să susțină practic radiourile care luptau pentru eliberarea de comunism a țărilor. În America chestia asta a lăsat o rană foarte adâncă și din păcate se pare că sunt implicați și români. Eu am stat, bine, fără, având oarecum legătură cu filmul, dar am o întrebare așa, care n-am ajuns să-i aduc un răspuns. Comunismul chiar de rău a fost? Sau, Nu, ideea care a fost, comunismul n-a fost rău, dar era în comparație cu ce se întâmpla în capitalism. Eu l-am trăit capitalismul timp de 10 ani în Italia, între 74 când m-am născut și până în 82. Când am venit în România, era un șoc. S-a simțit diferența. Deși aveam, nu pot să zic că am trăit prost sau că am avut o situație bună și pe vremea aia, da, și mulți se vedea, aveau, în jur. Da, se vedea în jur, era gri. În Italia însă era Italia anilor 70, era periculoasă, erau anii de pum, erau anii brigăzilor roșii, erau anii în care Aldo Moro, de exemplu, a fost răpit și omorât de brigăzilor roșii. Erau anii în care drogurile, mureau oamenii pe stradă că nu știau, drogurile își făceau de cap. Erau ani în care după ora erau atentate, de exemplu de Crăciun, părinții mei, noi stăteam la două stații de domnul din Milano, în Milano și s-au dus la magazin acolo, un magazin mold ăsta cum ar veni la noi, Rinascente se cheamă, să-i cumpere fratelui meu de Crăciun de mașinuțe electrice, se împurteau pe toată treaba asta. Deci au ajuns acasă, două stații de tramvai erau. Au ajuns acasă, tramvaia de lemn, Milano ăla frumos, Milano trăit de milanezi, Roma trăită de romani și așa mai departe, Bologna de bolonezi, acum e un amestec, e frumoasă și diversitatea asta, dar totuși trăiai Italia, efectiv aia cu trecei în sudul Italiei, țipau aia cu tare, deci farmecola spectaculos într-o țară în care 50% din monumente, unde sunt peste 50% din monumentele istorice ale lumii, da, în Italia, da? Dar ca să revin foarte pe scurt, deci au ajuns acasă, au cumpărat treaba asta, era Crăciunul, au ajuns acasă, 20 de minute cât să facă, 200 de tramvai, da? 15 minute să zicem, 20, azi de n-ai tot magazinul. Erau ani grei, dar se vedea diferența între o zonă și alta. Însă, pe de altă parte, Italia este o țară care s-a născut, să spunem așa, cu tot ce are în jur. Acolo nu poți să mori de foame, nu știu cum să spun. Acolo te duci și dacă dormi, te culci pe un monument istoric. Adică dormi pe o piatră care e de 1000 de ani și e bătută de nu știu ce mare sculptor. Și Italia oferă mult din punctul ăsta de vedere. Da, da. A fost o șansă și pentru mine. Și o parte din film se întâmplă și la Trieste. Trieste era o zonă care astăzi e o zonă unde stau foarte mulți scriitori italieni, foarte bogate din punct de vedere cultural. Eu am avut și o premieră a filmului Francesca, un film pe care l-am scris, regizat. Am avut în Trieste, este o zonă unde din punct de vedere cultural simți că sunt foarte mulți scriitori, acolo stau foarte mulți. Este o zonă foarte specială pentru că foarte mult timp a fost o zonă gri, era o zonă de nici a Italiei, nici a Iugoslaviei, era un lagăr, să spunem așa, ca și se chema un lagăr a Națiunilor Unite, unde stăteau până găseau să plece în undeva cetățenii care fugeau de, să spunem, de țările din partea comunistă, da? Acum, dacă e să vorbim, ca să revenim la întrebare, dacă a fost rău pe vremea comunismului, dom'le, de obicei comunismul perfect, de obicei se spune comunismul perfect există numai în kibbutz, da, în Israel. De ce? Pentru că acolo poți să intri sau să ieși când vrei. Nu când vrei, intri că vrei tu și ieși
Da, știi că pierzi niște lucruri. Pe când în comunismul ăsta pe care, să zicem, sau ce am trăit noi, sau ce s-a trăit în zona asta, erai obligat să stai și să mergi pe niște reguli. Da. De fiecare dată când ai, de fiecare dată când ai blocajul ăsta, de genul ăsta de, dumne, n-ai voie să pleci, n-ai voie să vii, n-ai voie, nu e corect. De libertățile omului, de dreptul omului de a circula, de a... Nu știu, eu cred că în perioada comunistă, dacă existau libertățile astea, dar nu cred că se întâmpla absolut nimic în mai ales în România, oricum nu se întâmpla nimic dacă nu exista ceva de afară, că în România nu aveam nicio treabă, nu am nici acum. Oamenii n-au bani să plătească facturile, n-au nicio treabă. Nu ies, nu fac scandal, nu nimic, sară n-ai spitale, mor oameni arși de doare cap, adică ce se întâmplă. Și numai au fost și 7 ani de la colectiv, deosebit de un moment deosebit de trist, un moment deosebit de unde și s-a mai spus ceva, nu s-a făcut nimic, niciun spital de arși, nimic. Nu s-a mai făcut nimic, vă dați seama, au sărit, nu numai că nu s-a mai făcut nimic. Deci inspectoratul special de urgență sau cum se chema, nu știa unde să-i trimită pe oameni. Pe ce inspectorat e ăla dacă nu știe unde sunt paturile de oameni arși? Doamne ferește de un cutremur. Doamne ferește să ne ferească Dumnezeu de vreun necaz. Doamne, nu e posibil, de ce nu facem nimic? De incompetenți ce se întâmplă? De ce nu-i pregătim pe oameni, având în vedere că toate ai căsat de la una alta, dar trebuie să pregătim tot de asta. Avem cele mai importante, să zicem, unități militare din lume pe teritoriul țării noastre, deci un potențial există de pericol de un 10%, 1%, cât vreți, există. Da. Și oamenii nu știu ce să facă dacă se întâmplă ceva. Da, băi, ce știe cineva ce să știe, Alexandra? Ca șobolani, le dăm pe străzi. Scris există. Panică. Sunt niște ghiduri publice. Unde sunt ghidurile alea? Arată-mi-le și mie. O să ți le arăt, uite, trebuie să-mi aduc aminte, pentru că erau ce trebuie să faci în caz de inundații, ce trebuie să faci în caz de incendiu. În caz de inundații trebuie o șalupă să fie la dispoziție. Să sari în apă. În caz o barcă pneumatică. Da, dar cam atât. Și cum e, în caz de incendiu sari în apă, dar nu și să nuți. Da. Să scap de foc. Da, așa înveți. Așa înveți să nuți. Da, corect. Nevoia te învață. Da, din păcate nu mai avem timp. Tare plăcută discuția asta. Uite că am aflat un lucru nou, o premieră. Deci începem castingul din toată țara. Deci o să facem promovare castingului, pregătim, ne bucurăm și noi că o să luăm și noi parte la castingul ăsta doar prin anunț, prin a susține. Și cine știe, eu lucrez foarte mult cu actori neprofesioniști. Ia uite, Aurelian, am senzația că ți se pregătește. Da. Ceva. Universul. Bun, ne auzim, dragilor, mâine. Sperăm să continuăm discuțiile astea și poate într-o zi facem și un subiect ăsta așa legat de cinematografia românească. Cu mare plăcere. Pentru că e înlebit de interesant, mai ales că în ultima perioadă am văzut că tot apar filme în România, ceea ce e bine. E de bine. Da. Cât de bune sunt sau cât de proaste aici, e la fiecare om decide pentru el dacă i-a plăcut sau nu respectiva producție. Dar e îmbucurător că apar. Ne reauzim mâine, vă mulțumim încă o dată tare mult pentru prezență. Mulțumesc și, ca de obicei, trecem în studio colegilor de la Realitatea Plus.